Salutare, sunt Zentare Gatar și azi o să vă prezint 9 superstiții magice care au îngreunte de adevăr în ele. Prima, bate în lemn, a doua, usturoi, a treia, pisica neagră, a patra, oglinza acoperită în cameră, 5, aruncă sare peste umărul stâng, 6, numărul 13, 7, trifoi cu 4 foi pentru noroc, 8, aruncat monezile în fântâne, răuși sau lacuri, și 9, semințe de dandelions sau păpădie. Și mă refer aici la puful de păpădie. Să începem cu prima. Bate în lemn. De fiecare dată vi s-a spus bate în lemn, ciocăne în lemn pentru a evita o anumită nenorocire sau o întâmplare. Această tradiție derivă, de fapt, din credința magică a vechilor druizi, care efectuau, prin intermediul preoților, ciocănitul în lemn, prin care se invocau anumite forțe ale naturii. Aceste forțe ale naturii se numeau driad. Așa că de fiecare dată când veți bate în lemn, de fapt veți invoca o forță divină superioară vouă care vă protejează de rău, numit driad. 2. Usturoi. Usturoi este întotdeauna asociat cu izgonirea spiritelor rele, cu vampirii. Usturoiul este tradițional la noi, de Sfântul Andrei, să purtați usturoi asupra dumneavoastră ca să vă feriți de rele, să aveți prosperitate și belșug. El este folosit și în credința magiei pentru a face vrăji de dragoste, iubire, prosperitate și izgonirea relelor. Pisica neagră întotdeauna a fost considerată un semn nefast, mai mult la noi, pentru că, se zice că ți apare pisica neagră în cale, ai parte de ghinion, nu-ți merge bine. Nu prea este chiar așa. De fapt, pisica neagră când ți apare în cale, ți arată că o schimbare a situației tale, o schimbare a norocului. Pisica neagră în Marea Britanie este socotită ca un semn de bun augur. Așa că, dumneavoastră, fiecare dată când vedeți o pisică neagră, nu vă mai speriați. Considerați-o doar o schimbare a norocului și a șansei. Și dacă, într-adevăr, sunteți foarte temători și aveți impresia că o să vă meargă rău, vă mai dau încă un sfat eu. În plus, peste cele 9 superstiții magice, când ați uitat ceva acasă, numărați de la 9 la 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și vă întoarceți înapoi și vă luați lucrul sau obiectul care l-ați uitat. Acest lucru derivă, de fapt, din credința magiei, prin care vectorul timpului este inversat. Deci asta trebuie să faceți dumneavoastră. Să revenim la oglinzi acoperite în cameră, o altă superstiție. De ce se acoperă oglinzile în cameră? Acest obicei derivă, de fapt, din tradiția strămoșească la noi. Când cineva trece în lumea de dincolo, să acoperim toate oglinzile. De ce acoperim oglinzile? Pentru că ca să nu privească înapoi la cei vii, cel răposat. De fapt, în credința magică, a magiei, există o strânsă legătură efectuată mai mult de vrăjitoare. Ele călătoreau în plan astral și acoperau, înainte să intre într-o meditație profundă, acoperau toate oglinzile din cameră, pentru a nu-și vedea propria reflexie în oglindă, astfel încât trecerea lor în plan astral va fi foarte ușoară și întoarcerea va fi la fel de ușoară. 5. Aruncă sare peste umărul stâng. În credința magică se efectuează acest ritual pentru a înlătura deciziile negative, pentru a nu o lua pe calea ce are. Așa făceau vrăjitoarele în vechile timpuri. La noi se aruncă sare peste umărul stâng, considerând că este cel necurat în partea stângă. Numărul 13, numărul 13 întotdeauna a fost asociat cu ghinion. De ce? Pentru că planeta Marte este asociată cu acest număr care provoacă accidente și nenorociri. Dar numărul 13 câteodată este influențat de anumite condiții și planete și plasarea lor din punct de vedere astrologic. De aceea astrologii recomandă numărul 13 a fi ocolit. Dar dumneavoastră, dacă într-o zi de 13 n-ați avut niciodată nicio problemă, n-ar trebui să vă temeți. Pentru că dacă vă gândiți că atrageți asupra dumneavoastră o energie negativă, poate o veți atrage. Dar nu trebuie să vă faceți teamă și să nu vă temeți chiar atât de mult. Numărul 7. Trifoi cu 4 foi pentru noroc. De ce purtați un pandantiv, un talisman cu un trifoi cu 4 foi? Pentru noroc. Această tradiție este veche, înrădăcinată în tradiția
magică a Irlandei. Dar noi suntem români și probabil și la noi a ajuns acest obicei de a purta un trifoi cu patru foi. Trifoi cu patru foi este folosit și în vrăji de dragoste, iubire și prosperitate. Numărul 8. Aruncatul monezilor în fântână, în râuri și lacuri. De ce aruncăm monezi în fântână, în râuri sau în lacuri? Acest obicei este efectuat și în Roma, în fântâna de la Roma, în care se aruncă o grămadă de monezi pentru îndeplinirea unei dorințe. Păi să vă spun de ce. În tradiția magiei, aruncat unei monezi într-un anumit lac sau fântână trezește interesul și dorința, să zic așa, anumitor spirite ale apelor care văd dorința celui care a aruncat moneda și o îndeplinește. Aceasta este credința în magie. La noi s-a păstrat acest obicei. Deci așa de fiecare dată când, să știți, de fiecare dată când aruncați o monedă într-o fântână sau într-un lac, de fapt aruncați o ofrandă, un cadou spiritelor apelor pentru a vă îndeplini o dorință. Nu aruncați degeaba. Numărul 9. Semințe de dandelions sau semințe sau puful de păpădie. Când eram mai mici, majoritatea sufla un puful de păpădie și le răspândeau în aer. Dar pentru că așa li se părea distractiv. De fapt, în străinătate, prin Marea Britanie, în Irlanda, această tradiție este magică. Pentru că se crede că zânele vor prinde acele semințe și dorința, desigur, care a fost transmisă prin mod subconștient, tul dumneavoastră, vor ajunge mai departe în univers și acele dorințe se vor îndeplini. Așa că toate aceste 9 superstiții magice au îngrăunte de adevăr în ele, ca să știți și dumneavoastră. Eu sunt Tare Gatar și vă mulțumesc!